Ieri la Senat, senatorii PSD au respins ordonanța de urgență numărul 1. Ordonanța de urgență care este o piatră de temelie pentru toată politica bugetară pe anul în curs, care a corectat toate porcăriile care au fost făcute, au fost făcute de guvernul PSD prin intermediul ordonanței de urgență 114. Ieri PSD a votat la Senat pentru menținerea taxelor pe energie, care ar fi dus la creșterea prețului la gaz natural și la energie electrică din cauza taxelor care sunt puse pe producător, transportator, distribuitor, furnizor, ar fi dus la o creștere de 7-8% a prețului energiei electrice și a gazului pentru consumatorul casnic. Nu vorbesc de consumatorul industrial, de companii. Ei asta au votat ei, să crească în continuare prețul la gaz și la energie electrică și să mențină o taxă aberantă care împiedică o serie de investiții în domeniul energiei, când România are o nevoie vitală de dezvoltarea infrastructurii energetice și are șansa reală să devină un hub energetic. Ieri au votat să-și mărească lefurile, pentru că una din măsurile pe care le-am luat ca să restrângem cheltuielile bugetare a fost să înghețăm veniturile demnitarilor la nivelul anului 2019. Să înghețăm voucherele de vacanță. Dăm voucherele de vacanță, dar am păstrat la nivelul anului trecut. Tot prin votul la ordonanța de urgență, PSD-ul a spus foarte clar că trebuie să crească punctul de amendă pe care trebuie să-l plătească fiecare cetățean în cazul în care este amendat de poliția de circulație. Pentru asta înseamnă și bani în plus noi, la buget. Ordonanță, poate că... Nu înseamnă asta. Înseamnă că noi prin ordonanța de urgență am plafonat punctul de amendă la nivelul salariului care exista la nivelul anului 2019. Vreau să închidem chestiunea legată de... Astea sunt lucruri concrete care afectează pe oameni. Vreau să le arăt oamenilor ce înseamnă această majoritate parlamentară, acest parlament dominat de PSD. Cum dacă nu Orban? Reușim, ascultați-mă, dacă nu reușim să facem alegeri anticipate, România va fi aruncată în aer. Și așa, suntem într-o procedură de deficit. Și în acest moment reușiți, de după discuțiile pe care le-ați avut? Noi întreprindem toate eforturile, toate demersurile pentru a putea declanșa anticipatele, pentru că nu se mai poate în felul ăsta.